Bună ziua, sunt Ciprian Rusen de la site-ul 7reale.ro și în acest videoclip vom despacheta împreună noul Nokia Lumia 830. După cum vedeți, cutia este foarte asemănătoare cu acelelalte modele care vin cu Windows Phone 8.1 preinstalat. Haideți să o deschidem. Imediat ce deschidem cutia, vedem telefonul. Acesta este noul Lumia 830. După cum vedeți, avem butoane hardware pentru a da înapoi, căutare și a merge acasă. Pe partea dreaptă avem butoanele tradiționale pentru volum, pentru închiderea telefonului și din fericire avem și un buton hardware pentru cameră, ceea ce este foarte bine. Spatele telefonului arată cum vedeți aici. Avem camera care e destul de mare, cumva seamănă cu cea de la Lumia 1020, dar nu este atât de mult în evidență. Deși telefonul pare să fie de genul unibody, în sensul că nu poate fi deschis, el are de fapt o copertă care poate fi scoasă foarte ușor din partea de jos și dacă deschidem putem vedea slotul în care introducem bateria, slotul pentru cartela SIM și pentru cardul microSD. Haideți să continuăm cu despachetarea. În cutie vom mai găsi și bateria telefonului, mai multe manuale, garanție și tot soiul de pliante. Și dacă continuăm, găsim încărcătorul și cablul USB pentru încărcător sau conectarea la PC. Din păcate, nu sunt incluse niciun fel de căști în acest pachet și va trebui să vă cumpărați o pereche separat. Atât pentru clipul nostru de astăzi. Am despachetat împreună noul Lumia 830. Sunt Ciprian Rusen de la 7reale.ro și nu ezitați să citiți recenzia noastră atunci când va fi publicată pe site-ul nostru. Vă mulțumim! La revedere!